părinții mei s-au născut aici și aici am crescut eu. Deci aici, de mititel, am crescut aici, când eram timpul războiului, și aici am crescut toată copilăria mea și adolescența. Deci cunosc foarte bine Calafatul, străzile, castanii, aleile, oamenii, Dunărea, Babalupa, Țuțuroaiele. Astfel de mărturisiri de suflet ale celebrului actor Ștefan Iordache a adunat cu răbdare timp de câțiva ani criticul de teatru Ludmila Patlanșoglu în paginile cărții sale Ștefan Iordache, regele scamator, care vedea pentru prima dată lumina tiparului în 2004 la Curtea Veche. Când îl cunoști și prin profesia lui și prin structura lui, vezi că are un înger pe umăr, dar un diavol în buzunar. Cred că cel mai bine îl definea soția sa, care spunea: Ștefan este demonic și sfios. Niciodată nu mi-am dorit, n-am fost un copil care a zis că vrea să facă teatru, nu, nici cam nu trecea. Dar bunica mea, care mă creștea, mă lua în cârcă când dădeam de colț să babi, ăștia sunt niște mărăcini ai dracoșe pe aici, pe-n țărână, pe la Calafat, ea avea tălpile crăpate de puteai să bagi degetul până ele, așa, prin călcâie, și făcea cu picioarele așa înaintea noastră ca să putem călca noi sau mă luam cârcă. E, și bunica mea, odată m-am îmbrăcat în femeie și am speriat-o pe ea, care era la ogeac, cum spuneam noi, la bucătărie, și gătea. Și când m-a văzut acolo, săraca a căzut pe scări. Și când a zis: mama mare, mama mare, eu sunt, să nu se sperie, mi-a fost frică că să-mi împățească ceva, a zis: tu, Nică, tu, scamatoriu, o să te faci. Și uite că premoniția ei s-a adeverit mult mai târziu. Și asta e și motoul cărții care o să apară în curând. Carte care o scrie cineva despre mine. Cu naturalețe, celebrul actor vorbea firesc despre fericirea de a fi pe scenă, despre temeri și împliniri, despre o viață trăită la intensitate maximă, despre oameni care i-au marcat existența. Bunica mea, despre partea mamei, Năstăsia, știa atâtea povești. Acum mă gândesc de unde Dumnezeu le știa. Din Biblie, ce se povestește cu sfinți, dar știa și Petre Ispirescu. Și ne povestea zile în șir, nopți în șir, când stăteam la țăst, făceam bulionul, ce se făcea pe atunci, și ea ne povestea povești la clacă, când făcea clacă, dacă știi ce e, când se adună lumea și mai toarceau ele acolo, mai țesărau, țeseau la război. Ea avea darul să-l povestire și venea lumea de pe stradă numai să o asculte. Probabil că a însemnat și asta ceva pentru destinul meu de mai târziu. În mod sigur, moștenesc ceva de la ea, să zicem, în sensul ăsta de povestitoare. Și era și destul de hâtră. Spre deosebire de bunic, care era mai serios, ea era foarte comică, așa, foarte hazlie. Cum sunt toți oltenii, de fapt. Ludmila Patlanșoglu a reușit să contureze personalitatea complexă a marelui actor cu ajutorul a zeci de confesiuni și întâmplări inedite din viața și creația artistică a acestuia. Prin această natură duală a lui, eu cred că aici este secretul. Și secretul personalității lui ca om de teatru și secretul personalității lui ca ființă. Ca ființă cu care ne întâlnim în fiecare zi. Prin asta, prin acest amestec de senzual și spiritual, de demonic și sfios, de nevoie disperată la el de singurătate, dar și de solidaritate, de dăruire a oamenilor, asta face să nu treacă neobservat. El nu trece neobservat nici în viață, nici pe scenă, și exercită o fascinație aproape erotică asupra partenerilor, asupra prietenilor și asupra publicului. În 2004, la Teatrul Național din Craiova, la lansarea cărții album despre viața și arta sa, Regele Scamator era primit cu drag de colegi mai tineri sau de generație, dar și de un public fascinat de personalitatea acestuia. Noi, cei de la Teatrul Național din Craiova, suntem foarte fericiți, indiferent că suntem actori, director,
tehnicieni, suntem foarte bucuroși că am fost colegi cu Ștefanie Iordache. Această carte este declarația mea de dragoste pentru Ștefan Iordache și sper că lectura dumneavoastră va fi o declarație de dragoste pentru acest mare artist, pentru acest om minunat. Toată viața mea a fost urmărită de șansă. Tot ce mi se întâmplă acum este datorită șansei și datorită, zic eu, lui Dumnezeu, fără de care nu se poate întâmpla nimic pe pământul ăsta, în sensul frumos al cuvântului. Zile senine și fericite.